2021 a fost un an cu un meniu complet pentru vegani, cu antreuri funny, podcasturi, reportaje serioase pe marile ecrane, feluri principale, noi festivaluri și noi produse vegane, dar și vești mai puțin fericite care totuși schimbă legislația și mentalitățile. Să începem! Avem multe de digerat! 2021 ne servește chiar din ianuarie o porție fan de veganism. Micuțu îl ia la roast pe Deliric în podcastul lui. Să fac risipă. Înțelegi tonul? Și poate... Uite tonul pe care l-ai folosit tu și... Băi, vrea cineva un șnițel în plus că eu nu mănânc carne. Și e dintr-un animal mort. Da, nu știu, eu poate sunt... Nu se sesizez chestiile astea. Adică mie mi se pare că e fix invers. De multe ori sunt... Cei care mănâncă carne sunt agresivi, sunt agresivi că se simt din start atacați. Vinovați. Oarecum, dacă tu nu împărtășești valorile pe care le împărtășesc ei, dintr-o dată au impresia că îi și judeci, știi? Vine la pachet. Cred că vine oarecum din conștientizarea faptului că nu e tocmai ok. Adică tu știi că nu e tocmai ok, dar totuși o faci. Și atunci merge așa, și oricât ai zice, dar ce, bă, eu mănânc fripturi, tot știi undeva acolo, există o urmă de-aia de omul ăla care o vei deveni, știi, vine evoluția peste tine, bă, cred undeva că nu e ok să mănânc carne, știi, dar îți negi chestia asta și ai sentimentul ăla de repulsă, mai du-te, mă, mea, direct, stai, mă, că n-am zis nimic, știi, să poate să fie asta. Și sunt buni oameni care sunt tot timpul aduc în discuție cât de deranjați sunt de vegetarieni. Bă, dar mai dă-i împărat. Păi stai, mă, că n-a zis nimeni nimic. Bă, dar băga mea și pe aia. Au mai zis, asta e. Păi știu, dar dacă au mai zis unii... Tot te raportezi la tine în momentul ăsta? Da, dar dacă au zis unii, știi? Adică eu știu mulți care mănâncă carne care au făcut o grămadă de nenorociri, știi? Adică, nu știu, am văzut un criminal mâncase un burger înainte. De la burgerul ăla cu carne. Nu, nu are treabă. Sunt imbecil și imbecil. Da. Veganismul este dus la nivel de artă în aceeași lună, prin scurtmetrajul We Fly, We Crawl, We Swim, produs de Just Wondering și regizat de Aaron Knorr. O superbă și pătrunzătoare operă de artă care explorează idei despre justiție climatică dintr-o perspectivă antispecistă. Make up for this harm. Who will build the future? I am multiple. My faces are many. I stand, I turn, I make you wonder. I say, individuals are to be recognized for who they are, on their own terms. I claim the ones who are affected must not pay for the actions of those who benefit. Tot Just Wondering va lansa în vară o teorie politică a drepturilor animalelor, după Sue Donaldson și Will Kimlicka. Printre puținele apariții în România care aduc noi perspective despre drepturile animalelor ca și agenți politici. Rights are criticized for being too anthropocentric, to focus on individual liberties or giving too much legitimacy to state power. Such comments raise legitimate worries. We agree with many of the points they make. However, some of the critiques are shared by people who are overly suspicious about the rights of other animals instead of their own rights and privileges. Some of these critiques lack substantial alternatives and give no practical ways to protect non-human animals. They leave a system that constantly profits from their death, labor, and bodies to be addressed in a better future. Because of this, we think it is imperative to draw a difference between... Ok, artă, artă, dar mai mâncăm și noi ceva? Ei bine, la începutul anului, Hellmann's lansează noi sortimente vegane de maioneză. În februarie, ProTV vorbește despre piața vegană românească în contextul crizei sistemului sanitar și a imunității. Pe scurt, românii sunt mai atenți la ce mănâncă de când cu corona.
Culturile românești de soia nemodificată îi ajută an de an pe cei de la fabrica din Cetățeni, județul Argeș, să facă tot felul de specialități. Cea mai mare fabrică din România, care procesează direct bobul de soia, face peste 50 de produse care sunt livrate în hipermarketuri. Cel mai căutat este tofu în saramură, dar și băuturile, pateul vegetal și maioneza din soia. Dacă până acum oamenii căutau produsele vegane mai mult în perioada de post, acum se cumpără în tot timpul anului. Dovadă că în plină pandemie consumul de produse vegane a crescut cu 20%. Cel mai bine s-a vândut laptele pe bază de soia, caju, migdale sau cocos, cu 46% mai mult față de 2019. Căutate au fost și produsele care imită carnea, făcute din soia, grâu sau mazăre, dar și brânzeturile care s-au vândut cu 18% mai mult față de 2019. Discuțiile rămân totuși discuții, iar în țară unii oameni trec și la fapte. În Brașov se mai deschide un restaurant vegan, Mojo. Mâncare sănătoasă, full menu, supe, raps, salate, lapte vegan, deserturi, dar și sucuri presate la rece și immunity shots. Apropo de alți producători, vegani care nu stau prea mult la discuții și fac lucruri, Feel Good câștigă 80.000 de euro la Imperiul Leilor. 60.000 cât ai cerut? Pentru 10%. Bun. Okay. După lupta între lei, avem Dan Șucu, 100.000 de euro pentru 20%. Mohamed, 100.000 de euro pentru 20%. Cristina, 100.000 de euro pentru 30%. Și Bogdan, 60.000 de euro pentru 10%. Vei avea 2 minute să te sfătuiești cu partenera ta sau cu cine dorești să iei o decizie și să poți veni cu o contrapropunere sau să accepti una dintre ele așa cum este. Feel Good se simte chiar bine pe piață, cu peste 100 de magazine în 30 de orașe, extinzându-și brânzeturile de caju și lansând și alte produse. Avem o strategie, avem niște pași clar de urmat. În 2021 vom lansa noi produse, vom extinde producția, vom încerca să ne extindem și național. După care, deja de anul viitor, vom testa și țările vecine. Avem deja discuții în Serbia, în Bulgaria și vrem să ne extindem. O să participăm la târguri, că atunci când se va putea, târguri internaționale, să ne prezentăm produsele și vrem să mergem și spre piața vestică, bineînțeles, pentru că sunt produse bune. Eu, ca vegan, am fost preocupat, evident, în ultimii ani de produse cât mai bune și cât mai sănătoase și am căutat și în străinătate și am participat la rândul meu la târguri vegane. Și nu pot să spun că am găsit produse mai bune decât ceea ce am lansat noi până acum. Deci sunt încrezător. Cred că putem avea un brand de succes și în străinătate. În plus, se combină cu Fabio Pizza pentru 3 pizza vegane. Feel Good Pizza! Și pentru că e natura noastră vegană să mâncăm tot mai etic, reamintim de premiera online a documentarului Natura Umană, primul film din România care explorează relația omului cu animalele și natura. În doar 24 de ore de la lansare, avea 24.000 de vizualizări pe YouTube. De altfel, a și câștigat premiul pentru cel mai bun documentar vegan la Festivalul de Film Vegan din Polonia. ProTV susține în primăvară că hrana fără carne este tot mai căutată în țara noastră. Reportajul prezintă un blind tasting de produse vegane cu gust de pește. Are gust de pește. Azi rămâne surprins să vă spun că nu mâncați pește. Chiar are gust de pește. Și aspectul tot de pește are. Mai degrabă de cod. În bucătărie, Ionuț ne-a demonstrat că peștele din farfuria clientului este, de fapt, tofu învelit în alge și tăvălit prin sos de bere, cu făină. Și pentru că tot suntem la capitolul pește vegan, în primăvara anului apare Unfished, un brand cu produse cu gust de pește, cu nutrienți, proteine, dar și omega-3. Dar, din păcate, 2021 nu este doar cu blitzuri, lansări și endorseri vegani. Un eveniment neplăcut iese în evidență.
o pisică gestantă moare în bătaie, în Brăila. Încurajator, dacă se poate spune, e faptul că protecția animalelor se sesizează din oficiu și întocmește dosar penal pentru infracțiunea de ucidere. Un alt lucru plăcut la nivel de schimbare a mentalităților e desființarea Zoo Piatra Neamț, animalele fiind mutate în sanctuarul de la Zărnești. Copiii nu se bucură la vederea animalelor chinuite în cuști, spunea edilul orașului Andrei Carabelea. La desființarea acestei grădini zoologice a dus doar conștiința, nu doar a mea, ci a unei întregi comunități și a majorității Consiliului Local. Ne aducem cu toții aminte acele imagini care ne-au cutremurat, alertându-ne că această grădină zoologică a lăsat o amprentă negativă asupra animalelor care au viețuit în ea. Ne aducem aminte imaginele cu ursoaica Caina care se învârtea în 2 metri pătrați. Imediat ce am lansat acel sondaj de opinie, m-au contactat mai multe organizații din țară și din străinătate care ne-au asigurat că dacă noi vom reuși să oferim o altă destinație acestui spațiu și să închidem grădina zoologică, ei ne vor asigura asistență tehnică și profesională în sensul transferării optime a animalelor. Nu am nicio îndoială că fiecare animal își va găsi o soartă mai bună. Știrea anului, când vine vorba despre animale, e din păcate uciderea ursului Arthur. Un caz foarte mediatizat la noi în țară, dar din păcate fără vreun rezultat pozitiv. Revenind la vești mai bune, campionul nostru culturist, Marius Mitrache, continuă și în 2021 cursa promovării veganismului și demontează mitul că veganismul este scump. Acesta ne arată cum poți mânca vegan cu 45 de lei pe săptămână. Deci, ăsta este bonul. Ce era de demonstrat, s-a demonstrat. Ați văzut că se poate bate și recordul de 50 de lei pe săptămână. O să ajung eu acasă și o să vă pun toate cifrele în MyFitnessPal sau în cronometer să vedeți exact câte calorii, câte grame de carb, câte de grăsimi, câte de proteine, să vă faceți eventual și voi niște calcule. Dar ideea e următoarea. Vegan și neprocesat, adică nu chestii fancy, nu junk-urile, costă mult mai puțin. Ca să vă luați 200 de grame de proteină care vă ajungea, o zi și un pic, ați fi dat 17 lei, 20 de lei ca să vă luați piele de pui. Adică mult mai scump. Pe când am luat un kil de mazăre galbenă cu 4 lei, care îți mai dă și o grămadă de fibre și multe alte calorii pe lângă. Adică mult mai cost efectiv, mult mai sănătos. Eficient, da. Da, și eficient și din toate punctele de vedere, mai bun. Decât dacă îți place ție foarte mult pieptul de pui și nu poți să treci fără. Și chiar nici atunci n-ar fi etic, pentru că după cum vedeți, atât timp cât ai opțiuni și îți poți lua proteina din altă parte, crezi un rău necesar. Și de ce să mai faci chestia asta? Tot în acest an, Marius a fost invitat în podcastul lui Radu Constantin. Dar, oameni buni, nu e o chestie miraculoasă. Nu vă așteptați la ca și cum din basme ai bea apă vie și făt frumos s-a mai luptat încă 4 zile și 4 nopți. Știi cum e, dacă nu mănânci, cum le zic eu, bă, dacă nu mănânci carne și mănânci cartofi prăjiți, da. E, știi, adică ai dat-o dintr-una într-alta, știi, adică, na. Da, deci veți culege niște beneficii, dar nu vă așteptați să fie panaceu universal. Nu vă așteptați, dacă ați avut 40 de ani de mâncat prost, după 2 zile de mâncat vegan, gata, să se rezolve ghinionul, durerea de genunchi, nu știu, piciorul în ghips și așa mai departe. Adică să fim totuși și realiști. Da. Vorbim de chestii care se întâmplă pe termen lung, pentru că și toate prostiile pe care le faci pe termen scurt, nu le plătești acum. Mănânci junk-uri zi de zi, timp de 10 ani de zile, nu o să mori. Fumezi 3 pachete țigări timp de 10 ani de zile, nu o să mori atunci. Corect. Vorbim de statistică. Expectativa de viață e undeva la 105-120 de ani. Pe acolo. Asta e maximul. Și totuși, dacă mori la 70 de ani, toată lumea e ok. E ca și cum, păi cam aici suntem, da. La 80 e normalitatea, la 70 nu o să zică nimeni că ai murit prea devreme. Corect. 90 e deja wow, e S-a bătrân. Transformat într-o normalitate. Este. Și nu e normal deloc. Știu că nu e normal, da. Adică, uite, a fost un medic cardiolog care a murit acum vreo 2-3 ani de zile vegan, la 104 ani și până la 90 și ceva a continuat să opereze. Își tundea singur iarba din curte și nu e doar un caz izolat. Sunt foarte multe cazuri de genul ăsta. Iar în podcastul lui Alex Mocanu îi surprinde pe cei prezenți cu... Băi, îmi place carnea. Ce carne îmi place mie? Îmi place KFC, îmi place McDonald's, îmi place
salamul, îmi plac chestii de genul ăsta, știi, mega procesate. Dar îmi plăceau pentru contextul în care le mâncam, că era sandwich, că era cu unt, că era cu brânză peste și burger și sos și așa mai departe. Înțelegi, că era cu chiflă. Înțelegi? Scoate toate chestiile astea, mănâncă o dietetică, aia varianta sănătoasă, știi? Mănâncă, da, da, da. Mănâncă pieptul de pui, mănâncă vita slabă, mănâncă peștele slab, mănâncă cod, mănâncă ton, mănâncă tilapia. Sunt nasoale, foarte nasoale, da, sunt burete. Pui multe lucruri. Încerci să le păcălești cât poți. Și ce pui pe ele ca să aibă gust? Sincer, ce pui pe ele? Sare, lămâie... În afară de maioneză, care e făcută cu gălbenuș, adică tot proteină animală, majoritatea restul, condimentele ce sunt? Condimente, adică... Plante. Sunt plante deshidratate, măcinate. Tu trebuie să pui plante ca să te păcălești să poți să mănânci chestia aia. Doamne, bufura asta, bă, băiatul. Tu trebuie să pui plante să te păcălești să mănânci carne. Dacă mai zice vreun om că e carnea, domne, deci... Am dreptate sau nu? Da, nu, este... Da. Mă flatează maxim reacția. Păcar când ați putut să o vedeți. E excelent și pentru mine... Clipul ăsta când ai zis că mie nu-mi plăcea carnea și pentru mine a fost o realizare. Că, da mă, așa e, adică despre ce vorbim, e... Am mai avut realizarea asta când am început să mănânc Beyond Burger. E un loc în care îmi place mie să mănânc burger, la Urban, nu, la Burger Van. Au burgerii mei preferați. Și au, când nu mai mâncam eu carne, am văzut că au și Beyond Burger. Și mi-am luat. Mi-a plăcut mai mult decât ăia cu carne. Da. Și am mai luat de vreo 3 ore. Și după aia am fost, stai puțin. Mă păcălesc că sunt vegetarian și că sunt sănătos. Dar ce e aici nu e sănătos. Pentru că carnea aia Beyond e plină de grăsime aia. Este mai grasă probabil decât o chiftea, mă rog, pe acolo. Da, sunt făcute foarte asemănător, știi? Da, 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 da. Dar atenție, ei ți-o pot face și sănătoasă. Dar nu o să-ți placă. Da. Și iarăși mi se pare cumva că vezi lucrurile prin alb și negru. Nu trebuie să mănânci zero prost sau doar prost. Adică nu sunt doar extremele astea. Poți să mănânci bine toată săptămâna și când ești cu soția sau cu prietenii sau într-un eveniment social să mănânci Beyond Burger-ul, nu se întâmplă nimic. În vara lui 2021 se numără festivalurile vegane. La Iași găsim VegFest, cu mâncare, ateliere și o grădină urbană participativă. Sunt foarte multe alternative vegane, la alternative din plante, practic vegetale, la carne, lactate, brânză. Și oamenii sunt surprinși că pot să recreez practic gustul de brânză, de exemplu cu mucegaie sau gustul, nu știu, de brânză maturată cu produse vegetale, de exemplu caju. Tot la Iași apare și Green Go, un concept slow food cu supe, tortillas și burgeri artizanali. Lângă Galați, în Liești, am avut o a doua ediție a mini-festului din pădure, Ecolora, pe teme de reciclare, sustenabilitate, veganism. Totul a fost gratuit, mulțumită donațiilor primite. Minimul necesar de curent electric a fost primit din partea primăriei, mâncarea vegană a fost gătită la ceaun. Participanții s-au bucurat de un free shop, schimb gratuit de haine și obiecte, camping, loc de joacă pentru copii și ateliere diverse. Lângă București are loc primul curs intensiv de permacultură, cu bucătărie vegană din grădina Buriană. Buriană vrea să creeze un food forest, o oază abundentă în care diversitatea organismelor și a speciilor să fie firească, iar toate evenimentele din spațiu să fie vegane și antirisipă. Și în București se deschide un loc nou cu mâncare 100% vegană, Funking Burgers. Tot la capitolul festivaluri vegane, în iulie are loc tabăra Trai, prima comunitate internațională ecologică. Totul vegan, zero waste, ecologic, desigur. O comunitate cu oameni care oferă calitățile lor unice spre beneficiul grupului și primesc sprijin de la ceilalți. Unic la acest festival, totul s-a decis în cercuri, cu toți participanții. Numele meu este Ana Maria. Și după o perioadă în care am călătorit și am locuit în diferite comunități intenționale ecologice, am revenit în România, unde am deschis primul magazin Zero Waste din București. Acum te invit să construim împreună experiența Trai. Trai este o tabără dedicată stilului de viață Zero Waste, vegan și ecologic și are la bază arhitectura unui eco-village. Aici vom experimenta viața într-o comunitate care aspiră la a trăi într-o relație mai sănătoasă cu natura. Asta înseamnă că vom avea spațiul și timp dedicate pentru a ne uita la obiceiurile noastre, la modul în care
ne procurăm hrana și ce consumăm, la modul în care folosim resursele pe care natura ni le pune la dispoziție, la cum relaționăm unii cu ceilalți sau cum ne creștem copiii într-un mod liber, sau la modul în care ne aducem contribuția noastră cea mai valoroasă într-o comunitate. O altă tabără, de data aceasta, de gătit. Tabăra de gătit, vegan, relaxare și terapie de cuplu. Vindecarea rănilor emoționale propusă de cuplu Teodora și Attila. Un bucătar șef, vegan și un psiholog. Vara vine și cu o campanie hot vegană. Liga de fotbal se implică în salvarea animalelor prin proiectul Umple golul din viața ta. Fotbaliștii au intrat pe teren cu câini în brațe. O parte dintre patrupezi au fost chiar adoptați, ba mai mult, campania i-a inspirat și pe vecinii noștri bulgari. Lucrurile se schimbă în bine, puțin câte puțin. Așa și legile europene. Parlamentul European cere eliminarea experimentelor pe animale în condițiile în care 12 milioane de animale sunt omorâte anual. Legea e adoptată cu quasi-majoritate. Tot în aceeași direcție se lansează petiția pentru o Europa fără testări pe animale. Încă puteți semna această petiție. Și toamna se numără festivalurile vegane. Medicina stilului de viață în România, de la principii la practică. Un congres online național cu participare internațională care propune utilizarea abordărilor terapeutice bazate pe dovezi. O dietă bazată predominant pe alimente vegetale integrale, activitate fizică regulată, somn adecvat, gestionarea stresului, evitarea utilizării substanțelor de risc, conexiunea socială, spiritualitatea și folosirea altor modalități nemedicamentoase pentru a trata, reversa și preveni bolile cronice netransmisibile legate de stilul nostru de viață. Au fost prezente nume importante vegane: Caldwell B. Esselstyn, Michael A. Klaper sau Thomas Colin Campbell. Toamna ne-a mai adus o premieră. Polițiștii au aplicat amenda maximă pentru abandonul unui animal. 3.000 de lei trebuie să plătească o femeie din Suceava care și-a abandonat motanul. Deci, dacă vedeți un astfel de caz, sunați la 112. Pentru prima dată în 16 ani, polițiștii au aplicat amenda maximă prevăzută de lege pentru abandonarea unui animal. 3.000 de lei este suma pe care trebuie să o plătească o femeie din Suceava care și-a părăsit motanul pe un câmp. O tânără cu prezență de spirit a dat un vilac după ce i-a fotografiat numărul de matriculare al mașinii. Pisica a fost salvată și își caută acum o nouă familie. Un alt festival, prima ediție offline a festivalului Trifoi Fest. Un event care înrădăcinează binele, circular, local, organic, vegan, ecologic și rezilient. Vizitatorii s-au bucurat de produse alimentare, produse de îngrijire și de curățenie, haine și accesorii, mobilier, cărți și alte alternative ecologice, durabile sau biodegradabile. Toate vegane, obținute fără risipă sau din deșeuri. În aceeași zi cu Trifoi Fest a fost în stradă și marșul oficial pentru drepturile animalelor, a cincea ediție. Utilizării animalelor la circuit a fost unele putea fi întregite. Oamenii ar putea fi mai sănătoși. Revenim la ce mai punem pe masă. Penny lansează Food for Future, o gamă de produse pentru bunăstarea animalelor, a mediului înconjurător și a fiecăruia dintre noi. Iaurt, nuggets, pizza, înlocuitor de ouă, omletă pe bază de plante, toate vegane. Tot la capitolul campanii avem Salvați Miorița, care ne cere să oprim exportul de animale pentru că suntem cel mai mare exportator de animale vii din Europa. Anual, 1 milion de oi sunt înghesuite în vapoare și transportate inuman către Orientul Mijlociu și Africa. Implică-te și semnează petiția! Iată, vin în cale, se cobor la fale, turmele de mie. O altă campanie de imagine, de data asta mai optimistă, în sanctuarul Nima, o purcelușă devine turistă pentru prima dată în România. Este vorba de Ruby, salvată de la tradiționala moarte de Crăciun de un copilaș.
purcelușa crescută pentru carne, pășește acum liberă pe pământ și iarbă. Râmă, se bucură de soarele dimineții, apoi de stele, apoi de vânt și tot așa. Lui Ruby se alătură și Maisie, o altă purcelușă răscumpărată de la proprietarul care îi număra zilele. Între Ruby și Maisie a început deja o prietenie frumoasă. O altă veste bună de la Nima este că sanctuarul primește 10% donații de la Verdino din vânzările online. Și încă una, sanctuarul împlinește 3 ani de activitate. La mulți ani și vă invităm să donați! Luna noiembrie mai vine cu o premieră. În capitală, la un târg pentru adopții de câini, zeci de oameni au stat la coadă pentru a-și alege un necuvântător. Târgurile pentru adopții se dovedesc o formulă de succes. În capitală, oamenii au stat efectiv la coadă în acest weekend pentru a-și alege un companion necuvântător. În total, în doar 2 zile, 50 de căței din adăposturi și-au găsit o familie. Astfel de evenimente se vor organiza în fiecare weekend până la sfârșitul anului, iar exemplul ar putea fi preluat și de alte orașe din țară. Suntem în parcul Circului din capitală. De dimineață, căței parcă presimțeau ceva și se agitau, nerăbdător să-și găsească o familie. Nu întâmplător, primăria capitalei a organizat târgul de adopții pentru câini lângă centrul de vaccinare, cu speranța că vor veni cât mai mulți oameni să adopte un suflet. Și chiar așa s-a întâmplat. Și pentru că și veștile bune trec prin stomac, să revenim la ce mai mâncăm. Sau ce mai gătim. Roadia Academy a avut curs acreditat vegan cu cei mai cunoscuți șefi. Road Chef Ligia Pop, șef Ștefan Niță, doctor inginer Florin Șoptică, doctor Cătălin Luca sau nutriționist Carmen Roșu. Avem și produse pregătite deja. Aivia lansează 4 produse noi, salam cu năut în 3 sortimente și unul din linte. Vegane, fără gluten. Și deloc de așteptat, la același preț, deși majoritatea prețurilor au crescut. Din 2022, producătorii vor fi prezenți și în Anglia, apoi în Austria. În țară se mai deschide un restaurant vegan, tocmai la Baia Mare. Asociația Suflete Verzi deschide Greenies, un loc vegan cu economie circulară în care poți dona un meniu de mâncare. Am auzit că deschideți un local vegan. Așa este, vom deschide un bistro vegetarian și vegan, și anume mâncare sănătoasă și locală, fără carne. Noi suntem Asociația Suflete Verzi și avem la bază un proiect de economie socială de inserție. Și ce înseamnă asta mai exact? Un proiect finanțat prin fonduri europene, care ne ajută să ne îndeplinim o misiune socială și una sustenabilă. Și anume, pentru misiunea socială, profitul nostru este redirecționat 90% către a ajuta grupurile vulnerabile și în permanență avem 30% angajați din aceste grupuri vulnerabile. Deci, cumva încercăm să îmbinăm partea asta de a face bine comunității, a ajuta pe cei care au nevoie. Iar apoi, clienții noștri vor putea să cumpere un meniu în plus care va fi donat persoanelor nevoiașe. Asta e partea socială, iar partea sustenabilă, promovăm tare mult trăirea în armonie cu mediul înconjurător, cu mama pământ și dorim să aducem mai multă conștientizare în acest fel. Noi suntem o economie circulară, avem doar produse locale și de pe teritoriul României, cu câteva excepții. Asta ne ajută să și susținem producătorii locali, să și reducem emisiile de carbon, deoarece transportul nu mai este de atât de departe. Și ce vom face pentru partea de educație sustenabilă? Vom avea evenimente, schimb de haine și obiecte care nu le mai folosim, să le dăm o altă viață. Vom avea evenimente și ateliere despre traiul sustenabil, cum să colectăm selectiv, cum să reducem risipa alimentară, cum să trăim într-un mediu ecocentric și să nu mai fim chiar atât de egocentrici. Noutăți avem și de la Iezeres. Ambalaje noi și noi game de produse pe bază de mazăre sau din soia, jumări vegane, mici vegani, pizza sau surprinzătorul mic dejun cu ouă vegane. Tot Iezeres propune o campanie de solidaritate cu persoanele cu venit redus și pensionari. Anul continuă cu lansarea site-ului Magazin Zero Waste București, doar pentru membrii comunității Patreon. magazinzerowaste.ro, unde găsim online toate produsele din magazin, dar și articole de blog și informații vegane antirisipă.
Livrarea se face fără plastic și doar cu bicicleta în București. În plus, Zero Waste primește un grant de 20.000 de euro din partea AIT Climate Kick prin acceleratorul de startup-uri green și soluții de eco-inovare Climate Accelerator Black Sea. Anul se termină cu o nouă premieră, prima carte despre industria animalelor din perspectiva animalelor de fermă. Cartea neagră a animalelor scrisă de Ioan Iacob, dedicată animalelor care au fost sacrificate și celor care vor fi în continuare omorâte, dar și carnivorilor, activiștilor de animale, iubitorilor de animale, care vor să fie vegani. Veganii și-au făcut chiar și un summit în 2021. Summit Vegan. La eveniment, Doina Badea povestește despre ce înseamnă un sanctuar de succes. Edi Nistru ne spune despre documentarele vegane. Din program mai amintim de invitați precum Catarina Hani, Ana Maria Răducanu și Lorelai Răducan, cu savarina vegană de 5 kg. Iar Valentin Arhanghel lansează Altruist, un brand disruptiv pentru vegani. Cam ăsta a fost meniul pe 2021. Să ne fie de bine! Și dacă vă plac veștile vegane, vă anunțăm că am urcat episoadele podcastului de la Vegan la Vegan pe canalul de YouTube. Abia așteptăm să vedem ce ne așteaptă și în 2022. Un an bun să avem!